Vom parcurge împreună lucrarea de laborator SSRF via Fluid Request Parsing, care are la bază o aplicație vulnerabilă la SSRF bazat pe rutare, datorită analizei greșite a hostului din request. Aici avem vulnerabilitatea de fapt. Va trebui să exploatăm această vulnerabilitate pentru a ajunge să accesăm un panou de administrare intranet nesigur, situat la o adresă internă. Pentru rezolvarea laboratorului, va trebui deci să accesăm acest panou de administrare, pentru care ni se dă un range de adrese. Și va trebui să reușim să ștergem utilizatorul Carlos. Ne deplasăm în aplicație. Aici vom poziționa burp-ul ca și proxy. În stânga îl avem deschis și ne uităm la în options, proxy options, să avem validată, să avem checuită corectă interceptarea cererilor. Bun, vom reîncărca pagina de pornire. Aceasta este pagina, request-ul, și îl vom trimite spre repeater pentru analize pe care urmează să le facem. Vom încerca să accesăm, în primul rând, admin-ul, să vedem dacă reușim să-l accesăm. Am obținut un răspuns 404, codul not found. Bun. Încercăm să-l accesăm modificând hostul la localhost. Să vedem dacă ne lasă, să vedem ce se întâmplă sau dacă așa putem să-l accesăm. Vom trimite request-ul și avem un forbidden, deci 403 forbidden, deci este o eroare client. Nu se poate face accesarea. Vom merge la hostul nostru original și vom vedea dacă vom putea să facem accesarea cu adresă absolută. Deci pentru aceasta vom copia această adresă pe care o vom pune opa, aici. Deci mergem HTTP așa, control V, ne-am pus adresa și îl accesăm direct, așa. Iar în header-ul host punem localhost. Să vedem dacă obținem același răspuns. Înainte a fost forbidden la accesarea prin adresa de domeniu. Iar aici, prin adresare absolută, să vedem ce se obține. Da, am obținut altceva, deci am obținut un cod 504, Gateway Timeout. Ceea ce practic ne duce cu gândul că aici s-a făcut validarea la nivel de adresă absolută. Și nu la nivel de host header. Bun. De se pare că putem să schimbăm header-ul host și atunci vom merge să operăm cu burp collaborator. Deschidem clientul burp collaborator. Copiem payload-ul din acesta pe care îl vom putea folosi ca și host. L-am copiat. Deci, ceea ce avem, declanșăm practic un request la acest server
collaborator și vom trimite cererea pe care am format-o. Lucrurile s-au petrecut ok, deci avem un răspuns 200 ca și cod. Avem în body acest șir de caractere, avem multe aici deschise. Să vedem care a fost, ăsta a fost ultimul. Îl vizualizăm Polnau și vedem că avem, s-au făcut niște DNS lookup și avem și un HTTP request. Este requestul pe care l-am trimis și răspunsul îl putem vizualiza. Bun, nu vom mai avea nevoie de acest. Yes, ok. Și am revenit în aplicație. Vom trimite spre intruder. Opa, nu știu de ce nu reușesc. Așa. Trimitem spre intruder, iar mai departe vom vrea să vedem cu ce, cum reușim să realizăm atacul. Vom extrage aceste marcări, vom pune aici la host, vom modifica și vom pune 192. Deci range-ul pe care vrem să îl examinăm, 192.168.0.0, și vom vrea să identificăm care este adresa cu care se poate face accesul. Deci aici marcăm acest 0, ca acesta să fie baleat prin forță brută și mergem aici, de ce cuim, asta e important, acest update host header to match target pentru a putea lucra cu hostul pe care l-am modificat la nivel de header. Și vom merge la payload type, vom merge pe numbers, vom merge la 255 cu pasul 1. Și să vedem ce pornim atacul. Avem warning-ul pentru acea dececuire pe care am realizat-o, îl ignorăm. Și lăsăm atacul să se deruleze. Bun, s-a finalizat. Avem aici un cod 302. Deci este acest request care s-a făcut de la adresa 150, se vede. Deci payload-ul este 150. Bun. Și răspunsul a fost acesta. Deci, practic, a fost accesat adminul. Vom lua request-ul de aici. Îl ducem în repeater. Îl trimitem la repeater. Ne ducem la repeater și aici avem request-ul. Deci am reținut că practic acest request solicită adminul. Bun, îl trimitem. Și s-a făcut ok transmisia, avem codul 200. Mergem să vedem. Deci am accesat această interfață, am reușit să o accesăm pentru administrare admin. Și avem aici un form, vedem, ce permite ștergerea prin action admin delete, metodă post, permite ștergerea utilizatorilor. Deci avem aici un CSRF pe care îl vom copia și îl trecem aici. CSRF egal valoarea copiată. Vom pune, vrem să facem ștergerea lui Carlos, username va fi Carlos. Și vom post este metoda cu care se operează. Post, iar aici vom avea
Glit este acțiunea. Deci am trimitem acest request și haideți să eliberăm zona, să vedem dacă obținem felicitările. Send. Da. Deci lucrurile s-au petrecut perfect. Avem acest cod 302. Ne uităm, am obținut felicitările CNRV și am încheiat activitatea de laborator.